Cartea junglei. Într-o zi, înțeleapta panteră Bagheera descoperi în mijlocul junglei un pui de om. Copilașul era înfofolit în scutece și scâncea într-un coșuleț lăsat într-o barcă părăsită. Bagheera duse copilul în vizuina unei familii de lupi. Lupoaica îl adoptă pe omuleț. Îi zise Mowgli și îl crescu împreună cu puii săi. Vreme de 10 ani, lupii i-arătară toată dragostea lui Mowgli și l-alintară ca pe proprii pui. Băiețelul îi iubea de asemenea foarte mult și se simțea în largul său în noua familie. Bagheera venea să-l vadă în fiecare zi, mulțumită că Mowgli era atât de fericit printre lupi. Știa însă că într-o bună zi, băiețelul va trebui să părăsească jungla și să se întoarcă în satul oamenilor. Într-o noapte, cei mai bătrâni lupi din haită s-au adunat la stânca înțelepților. Se zvonea că tigrul Shere Khan avea de gând să pună gheara pe băiat. Deși întristați că erau nevoiți să se despartă de el, lupii hotărâră că, pentru binele lui și al întregii haite, Mowgli trebuie să plece. Akela, căpetenia haitei de lupi, îi aduse trista veste lui Rama, tatăl adoptiv al lui Mowgli. Mowgli n-a avut încotro și, împreună cu Bagheera, porniră la drum. În drum spre sat, pantera îi spuse băiatului: te duc în satul oamenilor, pentru că Shere Khan dă târcoale pe aici și ți-a pus gând rău. O să-ți fie mai bine printre ai tăi. Vei fi în siguranță. Nu vreau să plec din junglă. Sunt mare, pot să am singur grijă de mine, se supără Mowgli. Când se lăsă noaptea, Mowgli și Bagheera se urcară într-un copac înalt și își făcură culcuș pe unul dintre ramuri. Bagheera a dormit îndată și nu-l observă pe vicleanul șarpe Ka, care se strecură printre frunze și se încoloci în jurul băiatului, hipnotizându-l. Noroc că Bagheera se trezi la timp și pricepu imediat ce punea la cale Ka. Fără să stea mult pe gânduri, poc! Bagheera îl pocni cu laba pe șarpe. Acesta îl eliberă pe Mowgli din strânsoare și se îndepărtă săsâind supărat. A doua zi, Mowgli și Bagheera se treziră din cauza unei larme asurzitoare, tropăit și sunete de trompetă. Ah, ce minunăție! Exclamă Mowgli. O paradă! Când se aplecă și Bagheera să vadă cine face această hărmălaie, își astupă urechile și începu să se vaite. Oh, nu! Asta ne mai lipsea! Patrula zorilor! Într-adevăr, în câteva clipe își făcură apariția o trupă de elefanți condusă de bătrânul colonel Hathi. Lui Mowgli îi plăcu parada și începu să mărșăluiască în urma fiului acestuia. Pot să fac și eu ca tine? Îl întrebă Mowgli pe elefanțel. Sigur, dar nu vorbi în front. Regulamentul nu permite așa ceva, șopti acesta. Mowgli începu să meargă de asemenea în patru labe, dar când colonelul Hathi ordonă stânga împrejur, băiatul continuă să înainteze și, poc, nimeri cu nasul drept în trompa noului său prieten. Veni și vremea inspecției. Toți elefanții se aliniară în fața colonelului Hathi și își întinseră trompele spre el. Mowgli se strădui să-și ridice nasul cât putu de sus. Ce s-a întâmplat cu trompa ta? Tună colonelul ridicându-l pe Mowgli. După ce-l privi cu atenție, acesta exclamă supărat. Dar tu ești un pui de om! Ce cauți în trupa mea? Bagheera apăru la timp și de data aceasta. Băiatul este cu mine, spuse ea. Îl duc în satul oamenilor ca Shere Khan să nu-i facă vreun rău. Dar Mowgli se încăpățână și refuză să meargă mai departe. Prea bine, mormăi Bagheera supărată, dar și plictisită de asemenea. De acum înainte te descurci singur. Și rămase pe loc, privind în urma băiețelului care se îndrepta din nou spre junglă. După un timp, obosit de drum, Mowgli se opri să se odihnească lângă o stâncă. Imediat își făcu apariția un urs mare și hazliu pe nume Baloo, care juca și cânta de zor.
Acesta se opri lângă băiat și îl întrebă de ce este atât de necăjit. Cei doi deveniră curând foarte buni prieteni și primul lucru pe care îl învăță Mowgli de la Baloo era cum să culeagă banane, nuci de cocos și alte chestii gustoase, fără mare bătaie de cap. Când li se făcea cald, cei doi prieteni săreau în apă și pluteau lipsiți de griji, ursul pe spate, iar Mowgli cocoțat pe burta lui. Ah, Mowgli, ce urs grozav o să fac din tine, îi spunea Baloo visător. Dar dintr-o dată cineva îl înhăță pe Mowgli de pe burta lui Baloo și îl trase printre ramuri într-un copac. Răpitorii erau niște maimuțe obraznice. Hei, dați-mi drumul, strigă Mowgli supărat. Dar maimuțele continuau să-l tragă de mâini și să-l arunce de la una la alta ca pe o minge. Întoarceți-mi chiar acum puiul de om, striga și Baloo amenințându-le cu pumnul pe nesuferitele maimuțe. Dar acestea deja dispăruseră, ducându-l pe Mowgli la regele lor. Curând, băiatul se pomeni în fața regelui lui, care durea nici mai mult, nici mai puțin să devină om. Acum spera că Mowgli îl va învăța cum să aprindă focul. Între timp, Bagheera și Baloo ajunseră și ei la templul părăsit și auziră ce avea de gând regele lui. Împreună au pus la cale un plan ca să-l salveze pe Mowgli. Lui Baloo îi veni o idee genială. El se dechiză în maimuță, după care începu să danseze și să cânte. Regele lui, căruia îi căzuse cu tronc drăgălașa maimuțică, cântă și dansă cu ea, uitând de Mowgli. Între timp, Bagheera încerca în fel și chip să-l salveze pe Mowgli, dar nu era simplu deloc, fiindcă micuțul se distra de minune cu maimuțele. Lui Baloo însă îi căzu fustița și astfel acesta se dădu de gol. E ursul Baloo!" strigară maimuțele înfuriate. În îmbulzeala creată, Bagheera și Baloo încercară să-l salveze pe Mowgli. Din cauza hărmălaiei, bătrânul templu începu să se clatine, gata să se prăbușească în orice clipă. Încercând să înlocuiască una dintre coloanele căzute, regele lui susținea cu umărul o parte a templului. Mowgli se văzu prins între Baloo și regele lui, fiecare dorind să-l tragă în partea sa. Pietrele templului începură să cadă, însă Bagheera a reușit să-l ducă pe Mowgli departe de ruinele lui. Așa petrecere mai zic și eu, spuse Baloo. Dimineața, Bagheera încercă să-l convingă pe Baloo că pentru un pui de om viața în junglă este plină de pericole. Dar Mowgli nici nu catadixi să-l asculte și rămase în junglă. Prin apropiere stătea la pândă Shere Khan, dornic să-l înhațe pe băiețel. Dar vânătoarea lui se termină înainte de a începe, odată cu venirea trupei de elefanți condusă de colonelul Hati. Bagheera ceru ajutorul colonelului ca să-l găsească pe Mowgli. Din păcate, Ka dăduse primul peste Mowgli și acum încerca iar să-l hipnotizeze. Însă a fost din nou întrerupt de o voce care răsună de undeva de sub copacul în care stăteau. Ca, vreau să stăm de vorbă! Era Shere Khan, tigrul cel periculos de care se temeau toate vietățile junglei. Ah, ce surpriză! Sâsâi Ca. Nu mai spune, făcu plictisit tigrul. Ca nu voia ca Shere Khan să afle că îl ținea prinsoare pe Mowgli, dorea să-l păstreze doar pentru el. Mi s-a părut sau ai musafiri? Îl luă la întrebări Shere Khan cu o voce mieroasă, dar în același timp amenințătoare. O, nu, protestă Ka, ți s-a părut. Da, atunci poate mi-arăți și mie inelele tale, dacă nu ți-e cu supărare. Șarpele, navul încotro, își desfăcu inelele și astfel Mowgli scăpă cu viață. Fără ca Shere Khan sau Ka să bage de seamă, Mowgli sări din copac și se făcu nevăzut. Știa deja că nu poate avea încredere în șarpele cel perfid. Penserate, Mowgli se întâlni cu patru vulturi, plictisiți și răutăcioși. Aceștia începură să-l tachineze pe bietul băiat, dar când îl văzură atât de abătut, se lăsară pe gubaș și în cele din urmă se împrieteniră cu el.
dar noii lui prieteni îl părăsiră repede când Sherkan își făcu apariția în mijlocul grupului lor zgomotos. Până și vulturii se temeau de el. Spre mirarea lui Sherkan, Mowgli nu se pierdu cu firea, ba mai mult, se hotărâ să-l înfrunte. Deși luat prin surprindere de curajul băiatului, tigrul fioros își reveni repede și se repezi să-l prindă în ghiare pe Mowgli. Spre norocul lui, apăru Balu și îl înhăță pe Sherkan de coadă, chiar în clipa când era gata să sară. Vulturii reveniră și îl ridicară pe Mowgli în aer. "Fugi, Mowgli!" striga ursul, încercând din răsputeri să țină tigrul în loc. "Fugi și nu te uita înapoi!" Deodată, cerul întunecos fu luminat de fulgere. Trăsnetul lovi un copac din apropiere care izbucni în flăcări. Vulturii izbutiră să-i spună lui Mowgli că singurul lucru de care se temea Sherkan era focul. Băiatului atâta i-a trebuit. "Lăsați-mă jos!" strigă Mowgli. "Balu are nevoie de ajutor!" De îndată ce simți pământul sub picioare, Mowgli apucă o creangă în flăcări și fugi spre Balu, care lupta pe viață și pe moarte cu Sherkan. Vulturii avuseseră dreptate. La vederea flăcărilor, Sherkan se sperie și o rupse la fugă. Ursul rămase însă fără mișcare la pământ. "Balu! Dragul meu, Balu!" strigă Mowgli repezindu-se la prietenul său. "Te rog, trezește-te, deschide ochii! Ce mă fac eu fără tine?" După un timp, Balu deschise ochii și îi spuse lui Mowgli că se prefăcuse. De fapt, dacă ar fi vrut, putea să-l învingă pe Sherkan și să-l pună pe fugă. Mowgli izbucni în râs și își îmbrățișă prietenul. Între timp, venise și Bagheera și cei trei prieteni își reluară drumul spre satul oamenilor. În apropierea lui, Mowgli văzu o ființă care îl încântă nespus. "Bagheera, ce-i asta?" întrebă el mirat. "Este o fată," îi răspunse înțeleapta panteră. Fata venise la râu după apă. "N-am mai văzut niciodată o fată," exclamă Mowgli încântat. "Nu te apropia de ele, căci aduc numai necazuri," mormăi Balu. Dar Mowgli se dădu și mai aproape ca să o vadă mai bine. Balu și Bagheera se uitau cum Mowgli se apropie de fată, îi ridică urciorul și porni din urma ei. Când ajunse la intrarea în sat, Mowgli întoarse capul spre prietenii lui și le zâmbi într-un semn de rămas bun. "Așa e în firea lucrurilor, Balu," îl consolă Bagheera pe ursul blajin. "Mowgli trebuie să trăiască printre oameni." Apoi, Balu o îmbrățișă pe Bagheera și, fredonând un cântecel, ambii se întoarseră acasă, în junglă.